mașina asta roșie este scânteia care a aprins segmentul SUV-urilor mici. În urmă cu 9 ani s-a lansat Nissan Juke, o mașină care a ajuns la peste 1,5 milioane de clienți și care a dat naștere unei adevărate isterii, isteria SUV-urilor mici. Imaginați-vă că în anul 2010 existau doar 2 modele în segmentul ăsta. Acum, în 2019, există 24 de competitori pentru Nissan Juke. Prima generație Nissan Juke era o mașină nebună. O vedeai pe stradă și nu știai dacă s-o iubești sau dacă s-o urăști. Noua generație construiește pe curajul estetic al primului model, în sensul că vine să rafineze formele de atunci. Avem aceleași blocuri optice rotunde, avem semnătură LED distinctă, avem faruri full LED oferite în standard, care îmbunătățesc vizibilitatea pe timp de noapte cu până la 10 metri și avem clasica grilă Nissan V-Motion Grill cromată, care inspiră dinamică. Am așteptat 9 ani pentru noul Juke, însă a meritat. Mașina asta este mai mare și mai încăpătoare pentru că ampatamentul a crescut cu 10 cm. Rămâne în continuare o mașină personalizabilă pentru că vine cu 11 nuanțe de caroserie. Poți alege și 3 nuanțe diferite pentru acoperiș, roșu, negru sau gri și poți primi jante de 19 inci. Noul Juke arată ca un Micra pe steroizi, cu umeri ăștia puternici. Avem inscripționat și nivelul de echipare N-Design, care acum presupune că mașina asta este personalizată. De altfel, personalizarea este esența lui Juke, pentru că 60% dintre clienții vechiului model au ales mașina asta pentru că ieșeau în evidență. În spatele haionului avem un portbagaj mult mai generos. În vechiul Juke băgai 2 valize și apoi rămâneai cu întrebările. Restul bagajelor unde intră? Acum noul portbagaj are cu 20% mai mult spațiu și o capacitate de 422 de litri, întâlnită de obicei la modele compacte. Ampatamentul mai mare înseamnă că nu o să te mai simți înghesuit, aglomerat aici pe locurile din spate, pentru că acum ai 6 cm în plus la nivelul genunchilor, 1 cm în plus la nivelul capului, ceea ce face lucrurile mai digerabile. Totuși, ai o senzație de claustrofobie pentru că geamurile astea sunt cam mici. Nissan a îmbunătățit considerabil materialele. Uitați-vă și voi, avem Alcantara pe planșa de bord. E drept că zona asta de aici rămâne în continuare tare și neprietenoasă. Scaunele sunt și ele noi și ar trebui să fie ceva mai confortabile, însă eu simt oarecare tensiune aici, în zona lombară. Ele pot fi îmbrăcate în piele și în Alcantara și arată puțin SF cu boxele astea incluse în tetiere. Nissan susține că avem în față cel mai avansat model al său din punct de vedere tehnologic. În spatele volanului există un ecran de până la 7 inci, asta dacă optați pentru sistemul ProPilot, care permite o rulare semi-autonomă. În centrul planșei de bord avem un ecran nou, repoziționat cu o dimensiune de 8 inci. Însă simțul tactil nu este excepțional și are o grafică pe care ar invidia-o televizoarele din anii 2000. Ca să scăpați de aspectul ăsta învechit, aveți suport Apple CarPlay și Android Auto. Bineînțeles, există și o aplicație care vă permite să comandați mașina de la distanță. Butonul de start dă viață
singurului motor disponibil pe noul Juke. Este vorba despre un motor pe benzină cu o capacitate de 1 litru cu 3 cilindri care dezvoltă 117 cai putere. Noul motor garantează 180 de Nm, resimțiți pe la 1700 de rotații. Însă, cu funcția overboost, cuplul motor crește la 200 de Nm. Sincer, mi se pare că ar trebui ceva mai mult. Sunt anumite momente în care Juke ar vrea totuși să fie mai rapid. Care sunt momentele alea în care Juke își dorește mai multă forță? Ei bine, pe autostradă. Atunci când rulezi în treapta a 5-a sau a 6-a, mașina rămâne ușor fără suflu. La viteze de drum național sau prin oraș, Nissan Juke are suficient elan. Funcția asta de overboost, care te aduce de la 180 la 200 de Nm, s-ar putea să-ți dea impresia că uneori descoperi puține resurse atunci când te aștepți mai puțin, adică pe undeva pe la 3000-4000 de rotații. Simți așa un zvâc. Motorul cu 3 cilindri poate fi asociat în standard unei transmisii manuale cu 6 rapoarte. Are o precizie destul de bună, însă treptele sunt ceva cam lungi, mai ales a 5-a și a 6-a, tocmai pentru a favoriza consumul. Slavă Domnului, cei care își doresc o cutie automată primesc una cu dublu ambreiaj, am scăpat de CVT. Am rulat cu mașina doar în mediu extraurban, am avut și niște porțiuni de autostradă, consumul înregistrat a fost undeva între 6,8 și 7,5 litri. Țineți minte, în regim extraurban. Avem modul standard în care mașina e destul de molcomă și normală, nu își propune exagerări, și avem modul sport în care accelerația are un răspuns mai bun și direcția este ceva mai precisă. Bineînțeles, e o precizie indusă ușor artificial, pentru că direcția nu oferă foarte multe informații despre suprafața de rulare. În modul sport, Nissan Juke este plăcut de condus pe drumurile astea virajate și stă mai bine pe șosea decât alte SUV-uri din segmentul ăsta. Noul Nissan Juke nu își propune să fie cea mai spațioasă, cea mai tehnologizată, cea mai versatilă mașină din segment. Nu, își propune să fie în continuare acea pată de culoare, acea nebunie din segmentul SUV-urilor mici. Adică fix ce a fost și predecesorul său. Și judecând după cum arată și după cum poate fi personalizat, Nissan Juke se achită perfect de această misiune.